poporul Domnului, o să citim un pasaj din Scriptură în seara asta, ca să-L onorăm pe Domnul și ca să primim învățătură, să primim o hrană care să ne hrănească, să ne facă puternici în Duhul și roditor pentru împărăția Lui Dumnezeu. O să vă rog să deschideți Scripturile în Evanghelia după Luca și o să citim din capitolul 10 despre pilda Samaritanului, versetul 25. Luca, capitolul 10, cu versetul 25. Vă rog frumos să vă ridicați în picioare. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Isus și i-a zis, Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Isus i-a zis, Ce e scris în lege? Cum citești din ea? El a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fa așa și vei avea viață veșnic. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus, și cine este aproapele meu? Isus a luat din nou cuvântul și a zis, un om se cobora de la Erihon, se cobora de la, din Ierusalim la Erihon a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a lega rănile, a turnat peste ele unde lemn și vin, apoi l-a pus pe cu lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltuiți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că e aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii du-te de fășitul la fel, i-a zis Isus. Amin. Amin. Scumpii mei, vă invit cu respect să vă reașezați. Suntem înaintea Domnului și în seara asta, ca în cea mai mare sărbătoare, care este în biserică, unde locurile sunt ocupate, dar Domnul este și în seara asta aici, ca să-și binecuvinteze poporul pe fiii Sionului care au venit să se închine. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru că e credincios promisiunilor pe care le-a făcut. În seara asta vreau să predic despre răspunsuri bune la întrebări rele. Răspunsuri bune la întrebări rele. Care sunt întrebările rele? Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și l-a întrebat Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Întrebarea ce să fac ca să moștenesc viața veșnică este o întrebare rea? Nu. Dar de ce am zis că e rea? Este rea pentru că el a pus întrebarea nu ca să afle răspunsul, ci ca să-l ispitească pe Domnul Iisus. Ceea ce mă surprinde este că Domnul nu s-a pus la mintea lui, și i-a dat un răspuns bun, ca și cum el n-ar fi vrut să-l ispitească pe Domn. Domnul. Domnul s-a făcut că nu vede că el vrea să-l ispitească, ci pur și simplu i-a dat un răspuns bun. Lucrul acesta este de-a dreptul deosebit. Priviți, vă rog, și versetul 29. El vroia să se îndreptățească și i-a zis lui Isus, cine este aproapele meu? Din nou, Mântuitorul, ca și cum n-ar fi simțit că el nu pune întrebarea să primească un răspuns, ci pune întrebarea să se îndreptățească. Observați câte lucruri poți face cu o întrebare. Cu o întrebare poți să pui o întrebare, cu o întrebare poți să ispitești, cu o întrebare poți să te îndreptățești, cu o întrebare poți să enervezi pe cineva, cu o întrebare poți să te lauzi, poți să batjocorești pe cineva. O grămadă de lucruri poți să faci cu o simplă întrebare. Și este de-a dreptul extraordinar că Mântuitorul îi răspunde acestui om, deși întrebările lui au fost rele, ca și cum ar fi pus niște întrebări bune. Lucru care este încurajator este faptul că și cu noi face la fel. Cu aceeași dragoste, ne răspunde folosind orice ocazie ca să ne învețe. Și pe omul acesta l-a învățat prin răspunsurile bune pe care le-a dat la întrebările lui rele. Ce har a avut acest om să-și permită cu Domnul Isus să fie un ipocrit și un bandit, Domnul Isus să-l iubească și să-i dea răspunsuri bune și totuși el să plece ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Inima omului este rea și necredincioasă. Și să știți că nu numai la un om este așa, ci la toți oamenii este așa. Pilda aceasta din care am citit, numită pilda samariteanului, este una dintre cele mai frumoase pilde pe care le spune Biblia. Observați că ea este generată de întâlnirea Domnului Isus cu un cărturar care îi pune două întrebări. Și Domnul îi răspunde la cele două întrebări iar răspunsul Domnului se constituie în ceea ce noi numim pilda samariteanului. Puteam la fel de bine să o numim pilda preotului care a trecut pe alături sau alevitului. Puteam să o numim pilda cărturarului fariseu, ipocrit. Dar Cornilescu a numit-o pilda samariteanului. El a dat o notă pozitivă și nu s-a legat de cei care au greșit. S-a legat de cel care a făcut bine. Întotdeauna Biblia e pozitivă și este iertătoare, în speranța că înainte să moară, omul îți va, însuși, îți va însuși această iertare. Aș vrea să spun trei lucruri în această seară. Primul dintre ele este să analizăm mentalitatea persoanelor implicate în pildă. Dumneavoastră să știți că pilda nu este o întâmplare reală, e o întâmplare imaginară. Uitați-vă, omul pune o întrebare și Domnul îi răspunde, dar ca să îi dea un răspuns simplu și concret, îi spune o întâmplare imaginară și zice imaginează-ți că un om coborat de la Ierusalim spre Erihon, tâlharii îl atacă, îl jefuiesc, îl bat aproape că îl moară și rămâne acolo jos. Un preot în drum spre templu terce pe lângă el, dar ciudat, nu-l ajută, la fel un levit. Dar se coboară și un samaritean, unul din ăia pe care noi îi privim cu dispreț. Și culmea omului ăstuia îi se face milă de el. Îl ajută, plătește hangiului în grijă căruia l-a lăsat. Și spune, să știi că dacă nu ajung banii pe care ți-am lăsat când mă întorc, mă bag, de -a cip, mă bag din nou prin prăvălie pe la tine și îți dau banii care i-ai cheltui pe deasupra. Și în final, Domnul pune întrebarea, tu ce părere ai dintre ăștia trei care au trecut pe lângă omul căzut, bătut, aproape mort? Cine ți se pare că a fost aproapele? Și omul recunoaște și Hristos încheie cu ceea ce se numește aplicație practică e corect de răspunsul, du-te și fă și tu la fel. Atât, du-te și fă la fel. Haideți să ne uităm un pic la mentalitatea persoanelor din pildă. Orice persoană din zona noastră de viață, de trai, este aproapele nostru. Oamenii se împart în aproapele și în departele. Aproapele sunt acești trei frați, dumneavoastră, Aproapele sunt toți oamenii care trăiesc lângă noi, indiferent cine și cum sunt ei. Ei sunt aproapele. Cei care sunt în Africa nu sunt aproapele decât numai dacă noi ne-am duce acolo sau ei ar veni aici. Dar dacă noi rămânem aici și ei acolo, ei sunt departele pentru noi și noi suntem departele pentru ei. Pe departele nu-l putem iubi, deși noi păștea iubim bine, pe departele, Că nu ne costă nimic. Să-l iubim pe ăla din Africa înseamnă că să nu facem nimic pentru el. Ăla să moară liniștit acolo și noi să trăim liniștiți aici. Dar pe aproapele îl vezi în necaz și trebuie să te duci să-l ajuți. Îl vezi în bucurie și trebuie să te duci să-l feliciți. Adică îți cam cheltui timpul și banii. Și asta, mh, parcă e greu. Aproapele este omul față de care suntem datori. Uitați-vă, vă rog, că pilda pe care o spune Mântuitorul vrea să pună în evidență că nu toți oamenii îl iubesc pe aproapele. De ce? Așa sunt oamenii. Și priviți, vă rog, câteva mentalități, că noi suntem conduși de un stil de gândire numită mentalitate. Fiecare dintre noi avem o anumită mentalitate. Hai să ne uităm la mentalitatea tâlharului. Tâlharul care l-a jefuit pe omul care cobora de la Ierusalim la Erihon. Care era mentalitatea tâlharului? Ăsta are bani, dar banii ăia sunt ai mei și sunt la el. Așa că o să-mi iau banii înapoi. Tâlharul gândește așa, ce este al meu, este al meu. Ce e al tău, e tot al meu. Așa că n-ai nicio șansă. Totul e al meu. El n-avea nimic, dar ce avea omul ăla era al lui. Aceasta este metoda om contra om. Întotdeauna tâlharii sunt contra la toți oamenii, mai ales la oamenii care au ceva ce poți să jefuiești de la ei. Frumoasă, bogat, înstărit, om contra om. Aceasta e mentalitatea tâlharului. Ce e al meu, e al meu, ce e al tău, dă-l încoace că e tot al meu. Mentalitatea preotului și a levitului, amândoi se încadrează în aceeași categorie. Ce este al meu, este al meu, ce este al tău, este al tău. Fiecare cu treaba lui. Stai liniștit acolo unde ești, plin de sânge, că eu am treabă. Și s-a dat așa încet pe lângă el și dus a fost. Și preotul și levitul. Ăsta nu-i rău ca tâlharul, ăsta e rău ca el. Ăsta nu i-a luat nimic, dar nici nu i-a dat. Și nu-i păcat doar că ei, e păcat și să nu dai. La fel de păcat. Comiterea tâlharului e la fel de vinovată ca omiterea preotului și a levitului. Ce ciudat! Din punct de vedere al legiuitorului, preotul și levitul n-a comis niciun rău. Tâlharul, da, că l-a bătut pe și i-a luat banii. Dar preotul și levitul, nicio judecătorie din țara asta nu-l va condamna pe preot și pe levit. Nimeni nu i obligat să ajute. Nu, nimeni nu e obligat să ajute. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, cât de vinovat e tâlharul, atât de vinovat e și preotul și levitul. Și pentru că este așa, noi avem o mare problemă. Haideți să ne uităm un pic la cum se numește metoda aceasta? Metoda aceasta este un om lângă un alt om. Un om lângă un alt om. Dar asta înseamnă un om indiferent de om. Înseamnă indiferență, nepăsare, irresponsabilitate. Nu mă interesează. Credeți că generația noastră este o generație unde se poartă, nu mă interesează? Hai să ne uităm la mentalitatea Hangiului. El a spus ce este al meu poate deveni al tău sub condiția să îmi plătești. Serviciile mele pot deveni ale tale dacă plătești. Business. Hangiu a fost un om cinstit. Și el i-a luat banii. Și tâlharul a luat banii, și Hangiu a luat banii. Tâlharul însă i-a luat cu forța fără să ofere nimic, Hangiu nu i-a luat cu forța și și-a oferit serviciile. Vedeți în câte feluri se pot lua banii unui om? Felul în care i-a luat hangiu se numește business. Felul în care i-a luat tâlharul se numește abuz, furt, tâlhărie. Om de la om pentru foroase materiale. Care a fost mentalitatea samaritanului? Mentalitatea samaritanului a fost următoarea ce este al meu este și al tău în numele Domnului, sub condiția să ai nevoie. Dacă nu ai nevoie, eu nu-mi arunc, nu-mi risipesc ce al meu, că dincolo de tine mai sunt șapte miliarde. ce al meu poate deveni al tău sub condiția să fii în nevoie. Când eu te văd în nevoie, că ești alb, că ești negru, că -mi ești prieten, că mi-ești dușman, Dumnezeul meu din cer se așteaptă să te ajut. Nu trebuie să simt nimic, nu trebuie să simt nimic, ci pur și simplu am obligația să te ajut pentru că ai, ai intrat în apropiere de mine și când te-ai apropiat de mine îmi devii aproapele, adică omul care mă obligă să împart cu el și aerul și pâinea și banii și ce am eu mai scump. tâlharul, dar nu tâlharul care a jefuit, ci tâlharul ăsta de cărturar de fariseu, s-a făcut că nu știe ce înseamnă aproapele și a pus o întrebare ridicolă. Prima oară, când, când l-a întrebat pe domnul ce să fac, domnul i-a spus, fa' așa așa, așa. El a răspuns corect, știa ce e aproapele, după aceea n-a mai știut. Mentalitatea samariteanului este un om pentru oameni în numele Domnului. Asta este singura atitudine biblică. Și penultima, că este atitudinea muncii. Muncim pentru ca să primim bani, mai mult sau mai puțini, bani cu care ne întreținem pe noi și familia noastră. Și asta este o mentalitate biblică. Acestea sunt mentalitățile persoanelor implicate în pildă. Tâlharul, ce al tău, dă-ncoace că e al meu, preotul și levitul fiecare cu treaba lui lasă-mă în pace, hangiul pot să pre, prestatorul de servicii, ai nevoie de serviciile mele, dar numai că trebuie să plătești, eu nu fac în numele Domnului. Samariteanul a făcut în numele Domnului, hangiul pentru servicii. Observați care este lucru care îl determină, care face diferența între toți oamenii implicați? Mila. Preotul și levitul a trecut pe alături. De ce? Răspunsul implicit este următor. Nu au avut milă de omul ăla. Nu au avut milă. Mai știți de ce răbdăm noi pe copiii pe care ni a dat Domnul și uneori sunt vai, 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 vai. Sunt răi din calea afară uneori. Știți de ce îi răbdăm? Că ne este milă de noi, că i-am purtat aici soțiile noastre, mamele lor. Pentru asta ne e milă de ei. Mila ne schimbă atitudinea față de nemeritoși. Că noi ne iubim copiii și când sunt buni și când sunt răi. De ce? Ne e milă de ei. Că sunt sânge din sângele nostru. E, samariteanul a avut milă. Păi cum samariteanul? Că ăștia erau niște derbedei în fața evreilor. Așa-i vedeau evreii, ca pe niște necurați, ca pe niște prăpădiți. Un prăpădit are milă și un preot și un levit nu are. E posibil așa ceva? Bineînțeles că e posibil. Ce n-a știut? Bineînțeles că e posibil. Sigur că îi stătea bine preotului să-i fie milă și levitului. Îi stătea bine. Se cădea. Samariteanul dacă nu avea milă, îi se cam potrivea cu numele din punct de vedere al israelienilor. Dar uite că lucrurile mai sunt și pe dos. Dacă nu cumva dosul e fața. Exact această milă l-a determinat pe Dumnezeu să ne iubească pe noi. Mila biruiește judecata. Asta biruiește judecata. Mila este frate geamăn cu harul. Pentru că milă înseamnă să nu-ți facă Dumnezeu cum meriți, adică să-ți dea. Har înseamnă să-ți dea ce nu meriți, adică n-ai plătit, dar îți dă. Te duci la prăvălie și îți dă pâine și zice nu costă nimic, te duci la, la dealer să-ți cumperi o mașină și îți dă o mașină și zice nu trebuie să plătești nimic, te duci la gas station și îl faci plin și zice nu plătești nimic, ăsta s-ar numi har. Haideți să ne uităm un pic cum s-a manifestat harul la Dumnezeu, cum s-a manifestat mila la Dumnezeu, cum s-a manifestat dragostea lui Dumnezeu. Noi toți știm că legea împărăției lui Dumnezeu este dragoste, este milă, e bunătate, este iertare. Și Dumnezeu ne spune că noi suntem copiii lui și trebuie să imităm caracterul și comportamentul său. Biblia ne spune chiar că Dumnezeu este compus din dragoste. Adică nu e compus din dragoste, nu doar că natura lui e dragoste, dar acțiunile lui sunt dragoste, determinate de dragoste și sunt dragoste pur și simplu. Adevărata dragoste însă, și aici începe diferența dintre oameni și Dumnezeu, adevărata dragoste însă este întotdeauna acțiune. Numai Romeo și Julieta ne au învățat pe noi că dragostea este sentiment. Dragostea nu este un sentiment. Dragostea este o acțiune pe care îți propui să o faci indiferent de ce simți. Dacă dragostea ar fi fost un sentiment, a mia oară spun asta, Domnul Iisus nu și-ar fi permis să le impună ascultătorilor săi să-și iubească vrășmașii. Că față de vrășmași nu ai sentimente de iubire și nu poți să sporuncești sentimentelor să se transforme măcar din indiferență, să nu mai spun din ură sau răzbunare în iubire. Nu poți. Dar indiferent ce sentimente ai, poți să treci peste sentimente și să-ți propui să faci acțiuni în beneficiu omului care ți-e dușman. Asta înseamnă iubire. Fă acțiuni în beneficiu omului care îți este dușman. Dumnezeu nu se așteaptă să mordă dragul lui. Nu, nu, nu. Dumnezeu nu se așteaptă să scurgă lacrimile de iubire și de pasiune, nici vorbă. Dumnezeu nu se așteaptă așa să te ia cu fiori, ca pe băieții ăștia când se îndrăgostesc, nici vorbă. Dumnezeu se așteaptă să-i faci bine dușmanului, indiferent ce simți. du și fă bine. Hristos a venit și ne-a făcut bine, nu știa cine suntem? Ba da! Credeți că El nu știa ce cere dreptatea? Ba da! Și de fapt a dat dreptății ceea ce cere. De prea multe ori ne uităm în biserică, ăla se califică, ăla nu se califică. Asta nu iubire fraților. Asta este business ca al hangiului. Plătești, îți dau. Nu, am sorry, eu fac business. Eu nu sunt mariteanul să lucrez pe gratis. Aici nu-i biserică, aici este o companie din care eu îmi întrețin familia. Aici nu-i biserică, du-te la biserică. În biserică, frați și surori, toți oamenii ăștia trebuie să fie la fel. Când ieșim afară, unul ne e prieten, unul nu ne e prieten. Nu înseamnă că a fi frate cu cineva înseamnă a fi prieten cu cineva. Frăția presupune că există o comunitate de închinare și toți sunt frați. Indiferent că sunt prieteni sau nu. Aici nu are nicio importanță dacă sunt prieteni cu omul ăsta și cu ăsta nu. Amândoi sunt frați. Când noi ieșim de afară de aici, cu unul mă întâlnesc mai des că mi-e prieten. Prietenii mi fac eu, frații mi face Hristos. Oricine e pocăit e frate cu mine. că îmi place culoarea ochilor lui, că nu-mi place, e fratele meu. Trebuie să-l iubesc pentru că Isus l-a făcut fratele meu și pe mine fratele lui. Prietenia este o chestiune personală. Ea se face în baza unor potriviri de caracter, de uh, hobby-uri, de activități. Mă rog, există o chimie, multe răspunsuri. Aici nu lucrăm pe bază de prietenie, ci pe bază de frăție. Orice om care e copilul lui Dumnezeu este fratele meu. Dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin bunătate. Bunătate înseamnă manifestarea dragostei pentru cei aflați în necaz. Când un om e în necaz, e suficient ca să ne manifestăm dragostea față de el. Și această manifestare a dragostei în necaz se numește bunătate. Asta e bunătatea. Să fii plin de dragoste față, omul, de, față de omul aflat în necaz. Dar aduceți-vă aminte că Dumnezeu a pregătit mântuirea prin implicarea celor trei persoane ale Trinității: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Însă, dragostea lui Dumnezeu se manifestă și prin har. Harul lui Dumnezeu este dragostea arătată față de cei care sunt sub pedeapsă. Aici nu mai are legătură cu suferința și cu necazul. Observați câte fețe are dragostea lui Dumnezeu în funcție de anumite categorii de oameni. Dragostea lui Dumnezeu se manifestă diferit. Bunătatea pentru cei aflați în necaz. Harul pentru cei aflați sub păcat. Dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin îndurare. Îndurarea lui Dumnezeu este dragostea arătată prin neaplicarea pedepsei pe care aceștia o merită. Ce spunem noi când spunem Dumnezeu este îndurător? Înseamnă că el știe că noi merităm bătaie, dar nu ne-o dă. De ce? Pentru că e îndurător ca o mamă. E mai îndurătoare mama decât, tată, decât tatăl, nu? Am dreptate? Cine e mai îndurătoare, mama sau tata? S-ar putea să nu se potrivească la toți. Că în anumite familii tata ține loc de mamă și mama ține loc de tată, că așa sunt lucrurile, așa, așa, așa. De obicei, mamele sunt mai îndurătoare. Ele amenință de zici că... Copilul ăsta nu o, să mai facă, nu o să ajungă niciodată la 20 de ani. El nimicește mama asta până la urmă. dar de unde? Nu-i face nimic. Tata nu zice nimic, dar îl încolțește. Îl înghesuie. Dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin îndelungă răbdare. Îndelungă răbdare nu mai are legătură cu suferința, nu mai are legătură cu harul, nu mai are legătură cu neglijarea mâniei ci pur și simplu îndelunga răbdare este a capacitatea lui Dumnezeu de a-și abține mânia. Îndurarea este capacitatea lui Dumnezeu de a, ma a nu-și manifesta mânia. Se abține. În ultimii ani mă, mă lupt cu acest aspect. De felul meu sunt mai mai, mai... mai... nu știu să spun agitat, nu știu cum să spun, mai grăbit, mai... mai nu găsesc cuvântul potrivit, știți dumneavoastră cum sunt eu. Ei bine, să, să, îți oprești mânia și să nu o înseamnă exact îndelungă răbdare. Înseamnă exact îndelungă răbdare și Dumnezeu are îndelungă răbdare. Nu v-ați rugat vreodată, eu m-am rugat de multe ori, Doamne, îți mulțumesc că m-ai suferit de-a lungul anilor și nu ai obosit să mă ierți. Atât de atât atâta de rău cum am fost eu. Ți-am promis că nu mai fac și nu m-am ținut de cuvânt. Și tu ai avut răbdare cu mine și m-ai suportat. E ca și cum nu m-ai văzut. De ce Dumnezeu are îndelungă răbdare? Cine ar putea să, să aibă trecere în fața Domnului dacă n-ar exista dragostea lui Dumnezeu pentru cei aflați în necaz, pentru cei aflați în păcat, pentru cei care sunt vinovați, dar Dumnezeu se abține să-și manifeste mânia. Când omul se pocăiește, Dumnezeu își abține în ea. Al treilea gând pe care vreau să vi-l spun este cum ne învață Biblia, în mod practic, să manifestăm dragostea ca și Dumnezeu. Sau, mai bine zis, să practicăm și noi dragostea cum o practică Dumnezeu. Biblia ne învață să îl iubim pe Dumnezeu mai mult decât pe noi înșine. Acesta este primul lucru. Primul lucru care este în fața omului este Dumnezeu. Nu soția, nu soțul, nu banii, nu mașina, nu business, nimic altceva, Dumnezeu. Dumnezeu ne poruncește să-L iubim pe aproapele cât ne iubim pe noi, dar pe Dumnezeu ne poruncește să-L iubim mai mult decât ne iubim pe noi. Așa se face că sunt martiri, oameni care acceptă să moară pentru numele lui Dumnezeu. Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu mai mult decât pe noi. Asta înseamnă că trebuie să ne neglijăm pe noi, să ne supunem voinței lui, așa cum menționa fratele păstor Petru Cladovan, despre faptul că trebuie să cedăm în favoarea lui Dumnezeu. Nu-ți place un lucru, te enervează un lucru, îți produce nemulțumire un lucru, cedează în favoarea lui Dumnezeu. E ca și cum sunteți într-un magazin și e o persoană care vă inspiră mai multă milă, poate un bătrân, poate o femeie însărcinată, Poate un om care arată așa mai obosit și îi spuneți, poftiți. Dumneata ai dreptul să ieși sau să intri, dar îi cedezi dreptul lui și dumneata rămâi afară ca și cum n-ai dreptul. Cedează-i dreptul lui Dumnezeu când simți că vrei să faci altfel. Nu, cedează-i dreptul lui Dumnezeu și fă ca el. Asta înseamnă credincioșie, ascultare, credință, pocăință, urmarea lui Dumnezeu. Asta înseamnă cedează în favoarea lui Dumnezeu. Nu încerca să te impui, pentru că atunci ești concurentul lui Dumnezeu. Știți cum îl numești cine e concurentul lui Dumnezeu? Anticrist. Anticrist este concurentul lui Dumnezeu. Ăla nu-i modelul nostru. Apoi, Biblia ne învață să-L iubim pe aproapele ca pe noi înșine. Să-L iubim ca pe noi înșine. Dragostea lui Dumnezeu față de noi și dragostea noastră față de oameni, față de aproape, nu presupune neapărat sentimentele, deși eu sunt puțin extremist când spun că dragostea nu e un sentiment. Dragostea este și un sentiment. Dar spun lucrul acesta ca să pun în evidență faptul că noi nu trebuie să simțim nimic când facem bine unui om, ci pur și simplu trebuie să ne hotărâm să facem asta pentru că Dumnezeu se așteaptă să facem asta. Indiferent ce simțim, e un străin, nu-l cunoaștem, nu simțim nimic. Dar Dumnezeu ne poruncește să ne ducem, să-l luăm în spinare, să-l ducem în han, să scoatem 200 de dolari sau dacă e nevoie de mai mult și să-i spunem îngrijește-l. Uite aici numărul meu de telefon, dacă nu ajung banii ăștia, sună-mă că-ți aduc restul. Dragoste înseamnă să faci, nu să simți să acționezi. Când cineva spune că nu mai, nu mai, simte nimic față de nevastă sa, nici nu trebuie să simtă ceva. Trebuie să pună mâna și să-i facă numai bine. Să-i facă bine de când se trezește până se culcă. să culcă. Să-i facă bine. Și dumneai la fel. Atât. Făcându-i bine unui om, ți se lipește inima de el. Ia întâlniți-vă dumneavoastră cu unul cu care nu v-ați întâlnit în fiecare zi, o lună de zile și să vedeți că vi se lipește inima de el. În lume e o vorbă, orice bărbat se poate îndrăgosti de orice femeie cu care petrece prea mult timp. Da, lucrul ăsta vine dintr-un dintr alt context, nu asta am vrut să spun. Am vrut să spun că cu cât te întâlnești mai mult cu un om, cu atât se pare, mă, dar nu e așa urât, mă, dar nu e așa rău, mă, dar nu e așa cum ziceau ăștia. Pentru că în orice om e un frumos, pe care nu-l vezi, că nu se vede de la 2 km, ci numai dacă te apropii. Aduceți-vă aminte ce spunea Pavel în multe epistole, în multe epistole, punând în evidență dragostea, credința și speranța. El spunea următoarele cuvinte, ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, asta din Coloseni, de lucrarea credinței, observați, care e atributul credinței? Lucrarea, Credința lucrează, e lucrătoare, ea nu stă, e lucrătoare, ca o mașină, dar continuă și spune la dragostei, dragostea se ostenește, nu că lucrează, credința lucrează, dragostea se epuizează, se ostenește, se transpiră, se obosește. Asta înseamnă ceva mai mult. Și mai spunem că ceva în încheiere, și de tăria speranței, de tăria nădejdei. Nădejdea întotdeauna moare ultima. Omul tot speră, tot speră, tot speră, tot speră până când pleacă acasă. Testul credinței este lucrarea ei, o credință care lucrează. Vom ști că avem o credință bună atunci când credința noastră lucrează pentru Dumnezeu și pentru oameni. Dacă credința nu lucrează și pasivă, ca a preotului și ca a levitului, tu cu a ta, eu cu a ta, lasă-mă cam treabă, aia nu-i credința, aia nu-i treabă. Testul dragostei este o steneală, o dragoste care se cheltuie, care se epuizează, care se deranjează, care pur și simplu iese din, din, din confort, deși nu-mi place expresia asta că e saturată la maxim, e golită de orice sens. Și testul speranței este tăria, este, este perseverența. Atunci când nu-ți mai rămâne nimic, îți rămâne perseverența speranței că totuși se va întâmpla ceva, încă mai aștepți. Aș vrea să închei aducându-vă aminte de David și de Mefiboshet, omul care purta vinovăția unchiului lui. Și David întreabă, mai este cineva în familia lui Saul față de care să manifest milă, ca o milă a lui Dumnezeu? Și îi se răspunde, da, e băiatul ăsta pentru că el e nepot babi de uncheaș al lui Saul, e rudă cu el. Și David îi spune, aduceți-l în casa mea, puneți-l la masă cu mine. Ce a simțit față de omul ăsta? Nu știu că nu am trăit atunci, nici n-am fost atunci lângă David, dar vreau numai să spun următorul lucru. Nu știu dacă a simțit ceva sau n-a simțit. Știu numai că a luat o decizie logică a luat o decizie rațională să acționeze în favoarea acelui om. L-a chemat la el acasă, în palatul împăratului, la masa de, din lemn de cedru, mâncări alese, servitori și ăsta săracul mânca cu groaza în fiecare dumicat că acum vine cineva și îl împunge, că el știa că merită asta, e reprezentantul sângelui. Dar David nu l-a chemat să-l omoare. Pentru că inima lui David era pregătită să servească pe oameni, dușmani sau prieteni. Când iubești, atunci ai poți ajuta și pe oamenii care nu merită. Așa a ajuns Dumnezeu să mă iubească pe mine, un om care nu merită. Două răspunsuri bune la două întrebări rele. Omul pe ce pune mâna strică, când întreabă, nu mai prostii întreabă, nu mai dorințe ascunse, nu mai cu șmecherii umblă, Dumnezeu nu se pune la mintea omului. Dacă s-ar fi pus Dumnezeu la mintea mea, eram în țărâna pământului sau m-aș fi dus în iad când aș fi murit. Dar Dumnezeu s-a pus la mintea lui. A acționat în mod pozitiv, din dragoste, a avut răbdare, mi-a luminat mintea și așa luminată cum este, tot un muritor sunt și astăzi. Frații mei și surorile mele, noi punem întrebări rele și Dumnezeu ne dă răspunsuri bune. Aceste răspunsuri ar trebui să le luăm, constituindu-ne într-o excepție față de cărturarul ăla care a fost atât de rău și Domnul i-a arătat grație, însă el a călcat-o în picioare și s-a dus fără să se schimbe. Vă încurajez în seara asta să ne gândim la toată, la toată întâmplarea asta, la oamenii ăștia care sunt așa de diferiți prin felul în care au gândit și au acționat și încă o dată să stăm în fața Domnului și în fața conștiinței noastre și să acceptăm că uneori, poate chiar ca tâlharul ne comportăm, alte ori ne comportăm ca preotul și levitul, alte ori ca hangiu, totul e doar business. Și uneori, bine ar fi deseori, ne comportăm ca samariteanul, ne cheltuim pentru alții fără să mai avem nicio pretenție și nicio așteptare. Banii ăia au fost dați în numele Domnului o steneală aia, acțiunea aia, toate lucrurile care le-am făcut în numele Domnului. Frații mei, surorile mele, aceasta e Evanghelia lui Isus. Ăștia suntem noi, ăsta e viitorul nostru, asta e perspectiva noastră. Haideți să încheiem cu rugăciune.